Da, bună! La mulți ani! Ce frumoși sunteți! Vai, mulțumim! Și voi sunteți de zi de sărbătoare, așa, exact. Luați un loc, vă rog! Opa! Unii dintre noi nu mai pot să se așeze pentru că s-au cam îngrășat de Crăciunul ăsta. Scârție, scârție, nu? Scârție, Florinul. Cred că eu l-am rupt pe ăla. Florin l-a stricat. Cum ați petrecut de Crăciun? Frumos, cu prieteni, cu familie. Bineînțeles, m-am hotărât, sau ne-am hotărât atât eu cât și părinții, să facem Crăciunul în noua mea casă. E gata, te-ai mutat? M-am mutat, gata, am terminat într-un final. Să fie, cum se urează? Ce se urează la casă nouă? O, să fie bine. Să fie de piatră. Da, și a fost frumos, a fost frumos. Adică așa, plăcut. Un fel de dublă aniversare, dar cred că pe voi vă leagă foarte multe sărbători împreună. Cam câte Crăciunuri, sărbători v-au prins împreună, domnule Belu? Multe, nu spunem câte. Eu nici nu mai țin minte, așa. Chiar discutam în culise, acum după ce am trecut de masa de Crăciun, după ce majoritatea am mâncat echilibrat, am băut cu măsură, da. Și se da. Vede pe unii dintre voi că v-ați ținut de acest obicei. Așa, putem să privim Crăciunul și să-l comparăm cu celelalte prin care am trecut. Cătălina își aduce foarte bine aminte că în perioada premergătoare Crăciunului, la Deva, în cantonament, începea o pregătire asiduă. Fetele se pregăteau pentru că venea moșul și ele trebuiau să pregătească ceva, un speech, o poezioară, un cântecel sau un spectacol. Așa, și moșul, care era foarte darnic, le dădea și un cadou și le spunea și câteva versuri. Moșul e de față. Acum pot să-i, acum pot să-i spun că e la vârsta la care să înțeleagă Dar nu vreau să stric magia. Da, probabil am încercat să fiu un moș foarte credibil. Și cu ea moșul de fiecare dată a fost foarte darnic. A fost foarte muncitoare. Este triplă campioană olimpică. Deci a reușit să-l convingă pe moșul, mai ales în 2004, în 2004, când a venit moșul după rezultatul de la Atena. A fost foarte darnic moșul atunci. Și de fiecare dată pentru noi Crăciunul reprezenta un moment în care eram altfel. Și gimnastele și noi eram mult mai apropiați, mult mai deschiși, mult mai toleranți, mai și zâmbeam noi antrenorii. Așa, și încercam să fim cât mai aproape de acești copii care erau unii dintre ei în cantonamente de ani de zile, departe de părinți, și noi eram departe de familii, și încercam în spațiul acela restrâns să facem Crăciunul cât mai tot frumos. În familie. În orice caz, chiar ne simțeam în familie și noi abia așteptam momentul, mai ales că nu aveam pauză de la antrenamente și știam că seara trebuie să vină moșul și că este Crăciunul și abia așteptam să facem antrenamentul de dimineață, să terminăm mai repede, ca să avem și noi liber după amiază, să ne pregătim, să fim... Câți ani aveai când ai început? 4 ani. 4 ani. 4 ani. Întotdeauna am vrut să vă întreb, cât de greu este să păstrezi o relație la jumătate, nici prietenie foarte mare cu copiii, să nici nu fii, nici să fii foarte dur. Știu că am avut și un profesor pe care ori îi iubești, ori îi urăști. Nu poate să fie că le ai de mijloc. Bănuiesc că și de aici la fel de greu. Da, aici vorbim de vocația pedagogului, vocația profesorului sau antrenorului, pentru că el trebuie să fie, eu știu, foarte atent cum vorbește cu cel din fața lui, cu sportivul. Da. La 4-5 ani trebuie să ai un anumit discurs, la 16 un alt discurs. Vă plac și mai târziu bărezi, la 20, nu? Da. Și în special, și în special mi-a plăcut să lucrez cu fete pentru că le-am găsit mult mai deschise, mai atente la detalii și mai ales un lucru care mulți îl uită, un prag de suportabilitate mult mai ridicat decât noi bărbații. Ne plângem mai repede, nu? Noi plângem foarte repede, pe când femeile suportă durerea și efortul mult mai bine și chiar cu zâmbetul pe buze. Da. Spuneți-mi un pic despre mâncare. Aveați voie să mâncați în perioada aia, nu știu, să zicem, de Crăciun sau după Crăciun, până în Revelion sau de Revelion?
mâncare normală, că bănuiesc că altfel erați la un fel de dietă de fiecare dată, dar de Crăciun se permiteau lucruri? Ni se mai permiteau, bineînțeles că nu puteam să trecem peste Crăciun, Paști sau Revelion, așa ca și cum ar fi fost o zi normală. Plăcerea vinovată de Crăciun culinară este? În momentul de față, știu dacă aș avea vreuna neapărat. Nu, vorbesc serios. Pentru că, uite, eu nu sunt fan carne tocată. Carne? Da, nu sunt, nu-mi place carne, dar nu... Deci excludem sarmalele. Da, nu mă arunc. Mănânc sarmale, mai ales cele făcute de mama, vai de capul meu, nu mă pot abține. Dar revenind la ce aveam în cantonament, cu siguranță ne dădeau, normal, nu ne umplea farfuria cu toate bunătățurile, dar primeam câte un pic din fiecare ca să gustăm și să simțim sărbătoarea până la urmă. Era vorba de calitatea produselor, nu cantitatea, exact. Pentru că tradiția trebuia să se păstreze. Ele învățau chiar și reușeau să ne impresioneze cu colinde, chiar și cele mai mari intrau în acest joc. Care era cea mai cântăcioasă? Cred că toate eram, adică dacă ne apucam să cântăm, în grup era da, corul era cel mai, groaznic era. Cel mai reprezentativ, da. Dar când venea moșul, fiecare mai zicea câte o poezie, câte așa, eu și nu știam nici una, nici alta, pentru că mi-era frică să nu mă fac de râs și atunci făceam carața. Și eu doream... Nu cred. Da. Rămânea moșul impresionat? Eu doream să le, da, rămâneam impresionat și eu doream să le transmit anumite mesaje. Ce mai au de făcut, ce n-au făcut bine și făceam câteva versuri, la final. Așa, și ele le înțelegeau și de fiecare dată își dădeau seama că eu comunic printr-o altă cale cu ele, dar plăcut și fără să impun o anumită stare. Am fost moși, să spunem, de foarte multe ori și mi-am aminte că am avut de la o ținută de moși de la teatru care a fost extraordinar, mi-a plăcut extraordinar. Și apoi a fost un moș gonflabil în care m-am mișcat foarte greu, așa, și un moș mai stilizat, dar încet, încet nu mai trebuie să fac apel la astfel de schimbări, mustața albă, vine natural. Îmi las puțin părul mai lung și barbă și pot să fiu un moș foarte autentic. Că tot suntem la final de an pe 2018, nu vă întreb ce ar fi trebuit să schimbăm în 2018 asta, ci dacă pe următorii ani se anunță un viitor un pic mai bun pentru gimnastica și pentru momentul în care se află gimnastica acum. Eu sper și o las pe Cătălina foarte repede să spună părerea. Eu sper că va fi mai bine. Au trecut și alții prin situația asta și au găsit soluții. Deci eu cred că totul ține de încredere. Trebuie mai puține sfaturi date, mai puține păreri. Mai multă pasiune pusă. Da, suntem foarte specializați în a ne spune părerea despre orice. Au nevoie de ajutor, de încredere, de sprijin și cred că lucrurile se vor așeza în anii viitori, așa cum așteptăm cu toți. Cătălina, așteptări pe 2019? Sunt proiecte mari și ambițioase. Sper să-mi și iasă. N-aș vrea să le dezvălui de acum. Te-ntorci, adică nu? Nu. Numai dacă vrea domnul Belu, altfel nu. Numai cu domnul Belu lucrez. Nu vrea să spună că a fost la o demonstrație, deci... Am fost în Rusia, am fost solicitată, chemată ca să vin să fac o demonstrație acolo. Bineînțeles că mi-a făcut mare plăcere, că normal, am intrat din nou în familie și în atmosfera de nu competiție, de show, de plăcere. Simți altfel acum, ai altă atitudine acum? Normal și o văd altfel, totul altfel, mult mai matur față de cum era înainte. Acum știu ce am de făcut, mă duc, fac, nici nu e nevoie să mă pregătesc extraordinar de mult cum era înainte și... ce să zic, a fost așa ca o reînviere a sufletului, să-i spun așa. Deci de întors în gimnastică nu te întorci. Nu. Dar bănuiesc că proiectele sunt legate tot de sport. Sunt legate tot de sport și probabil la momentul potrivit, când s-or mai apropia, vom și discuta despre lucrul ăsta. Nu vreau să vorbesc dinainte pentru că vreau mai întâi să-mi iasă și după care să pot să dau și veștile bune. Da, așa. Și noi, pentru că suntem aici împreună, dorim să vă urăm ca 2019 să fie extraordinar, să numărul prietenilor de la 11 să crească extraordinar. Mulțumim mult!
Da, pentru că reușiți să vă faceți prieteni prin felul vostru de a fi în toate domeniile de activitate și acest lucru vă apropie de oameni și vă face emisiunea mult mai plăcută și mai accesibilă și ratingul cred că este. Hai, mulțumim frumos! Una din plăcerile de a avea emisiunea asta e că poți să cunoști așa oameni care ne fac mândri. Că putem să zicem că ne fac mândri că suntem români. Le mulțumim frumos că au trecut pe la noi și să aveți un an minunat. Vreau să trec repede, repede, repede la prietenul Duță.